Domnilor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre rolul Universității Tehnice Gheorghe Asache în ceea ce se numește economia locală și nu numai economia locală, pentru că stăteam acum și mă gândeam, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași pregătește și a pregătit cadre, dacă vreți, un cuvânt cam demodat, dar este bun, pentru tot ce înseamnă economia națională și chiar economia europeană. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu, domnul Dan Cașcaval, rectorul acestei universități de prestigiu. Bună ziua, domnule rector, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunteți rectorul unuia dintre cele mai mari universități tehnice din România și, de ce să nu spunem, mulți ani a fost și în topul universităților tehnice din lume. Se pare că la ora actuală sunt alte criterii, mai trebuie, nu știu ce, făcut, implementat. În toată această perioadă au trecut, știu eu, cred că sute de generații prin Universitatea Tehnică Gheorghe Asache. Dacă ar fi acum să discutați despre cei care au terminat facultățile universității, unde i-am găsit pe acești specialiști? Păi i-am găsit peste tot. Unul dintre ei îl găsiți aici, în platou, poate chiar doi, în platoul emisiunii dumneavoastră. Da, așa este, îi putem găsi pretutindeni, pentru că, așa cum prea bine știm, dacă ne raportăm la o medie de 4.000 de absolvenți în fiecare an ai studiilor de licență și ai studiilor de masterat, categoric ei provin în universitatea noastră din foarte multe regiuni ale țării și apoi se întorc și în aceste regiuni sau și mai mulți pleacă în străinătate, din păcate, pentru că necesarul de ingineri, care este de ordinul sutelor de mii, în România 150-200 de mii, se regăsește și în Germania, și în Franța, și în celelalte țări dezvoltate ale Europei. Deci spuneam că provin de peste tot. Dacă este să-mi aduc aminte, totuși, de vremurile când eram eu student, numai la Facultatea de Inginerie Chimică, practic, erau studenți din 23 de județe ale țării la o singură facultate. Evident că numărul acesta de județe astăzi se regăsește la nivelul întregii universități. Deci, acoperim prin absolvenții noștri o zonă foarte mare geografică. Am dorit să putem acoperi și prin ofertele de locuri de muncă această zonă geografică. Doamne ajută, ar fi ideal. Vreau totuși să vă întreb un lucru, pentru că, de obicei, absolvenții ai facultăților din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asache, ulterior în viață, au și alte oportunități. Merg pe, nu știu, pe alte căi, nu neapărat pe specialitatea lor. Aveți absolvenți sau aveți cunoștință de absolvenți care, după ce au terminat facultatea, și-au îndreptat privirea către o carieră politică? Dacă stau să mă gândesc, chiar nu cunosc, dacă ne referim la o carieră politică de top. Nu-mi vine acum în minte... Unul dintre oamenii politici, pot să-i spun eu, este domnul Daniel Oaștea, care a fost absolvent al Facultății de Mecanică, dacă nu mă înșel, din cadrul Universității Tehnice și care a... Bun, ne referim la politica de top, da? Sau la dacă politica... ne referim la politica de top... Ne referim la politica de top, că altfel la orice nivel al politicii, probabil că sunt mulți care au încercat măcar sau au testat politica. Dar eu, în momentul de față, nu îmi vine minte nici... Poate greșesc, n-am acum o viziune de ansamblu, dar oameni politicieni de top... care să fi provenit din universitatea noastră. De tot mă refer de la Parlamentul României în sus. De ce v-am întrebat? Nu, greșesc. Mi-am adus acum aminte. Am avut doi miniștri, de fapt, pe domnula Domniței, care a făcut Facultatea de Construcții și Instalații, și pe domnul Hurduc, care a terminat Facultatea de Inginerie Chimică. Deci, iată. Deci, sunt nu mă aștept la o întrebare, că veneam cu o listă mai largă, da, probabil. De ce v-am întrebat? Pentru că politica intervine peste tot. Chiar și în ceea ce privește economia locală, dacă ar fi să ne uităm la titlul emisiunii. Și atunci mi se pare absolut firesc să vă întreb partea politică. Și aici fac referire nu neapărat la oamenii politici, da, Parlamentul României, da, ci și la oamenii politici locali, în speță administrațiile locale. Au venit către Universitatea Tehnică pentru încheierea unor parteneriate în ceea ce privește anumite lucrări, anumite investiții care se fac în municipiul nostru și în județul nostru? Bun, categoric, prin natura funcției mele și a poziției, de fapt, a poziției mele, a trebuit să conlucrez cu
toți factorii politici, sau mai bine zis cu autoritățile locale, de la municipiu și până la prefectură, trecând prin județ, evident. Bun, acum, de a veni pentru investiții și de a ne susține în investiții majore, nu știu dacă din punct de vedere legal se putea pune problema, din punct de vedere legal al autorităților s-ar putea pune problema, pentru că există clar niște limitări pe care, de exemplu, companiile nu le au. Deci companiile private nu le au și din punctul ăsta de vedere am avut mult mai mult ajutor sau mai consistent ajutor din partea partenerilor noștri din mediul economic. Probabil că este și firesc așa. Dar dacă este să discutăm despre sprijinul pe care l-am avut în diferite situații, atunci am avut sprijin în măsura posibilului, atât de la Primăria Municipiului Iași, de la Consiliul Județean, mai puțin, și de asemenea de la Prefectura Județului. Numai că, repet, există niște constrângeri legale care nu fac posibil aceste susțineri. Da. E clar, întrebarea mea cred că nu a fost bine formulată. V-au cerut sprijinul Primăria, Prefectura, Consiliul Județean pentru realizarea unor investiții, pentru că sunt specialiști la universitățile din cadrul... Da. Pentru realizarea unor investiții. Bineînțeles că avem specialiști și mai ales cei din zona arhitecturii, din zona ingineriei civile. Și avem specialiști care, de exemplu, rezistența vitralilor de la Patrul Culturii a fost testată de către specialiștii noștri de la rezistența materialelor. Iată un exemplu. Multe expertize pentru diferite proiecte ne-au fost solicitate de către primărie, de către Consiliul Județean, pentru diferite obiective din județ. Deci am oferit expertiză, într-adevăr, da. Întrebarea era în sensul invers. Bineînțeles, pentru că dacă avem specialiști, de ce să nu-i folosim? De obicei, autoritățile locale vor alți specialiști, între ghilimele, pentru că au și anumite interese. Bun, vreau totuși să vă întreb iarăși un lucru. Ați terminat Facultatea de Tehnologie Chimică Industrială, la ora actuală se numește... Inginerie Chimică și Protecția Mediului, de Tehnologie Chimică am terminat, da. Facultatea de Tehnologie Chimică, da. Ați fost, după care, pe rând, preparator... Am lucrat un an ca inginer chimist la întreprinderea mecanică Valea Tăreajului din Vălenii de Munte. Am fost ultima promoție cu repartiție guvernamentală obligatorie, să spunem așa, și apoi din 1990 sunt la Universitatea Tehnică, cum era înainte Institutul Politehnic Gheorghe Asache din Iași, preparat toate treptele, care sunt mai puține acum, atunci era și preparator, acum s-a sărit peste această treaptă, deci toate treptele până la profesor universitar. Vreau totuși să vă întreb un lucru, pentru că ați lucrat într-o specialitate foarte interesantă, e vorba de tehnologia farmaceutică. Biotehnologie. Da, da. Ați avut, mai mult ca sigur, conlucrări cu singura fabrică de medicamente la care statul mai este acționar, antibiotice. Multe astfel de colaborări? În calitate de cadru didactic sau în calitate de decan al Facultății de Inginerie Chimică? Sunt două aspecte diferite, pentru că am avut contracte de cercetare până prin anii 2000, cu diferite contracte, să spunem, comandate de către compania respectivă, de către Antibiotici Iași. Lucram într-un colectiv al profesorului Ionescu și am avut chiar câteva tehnologii, două sau trei, care au fost implementate la vremea respectivă în compania Antibiotice. Iar apoi, colaborările cu compania Antibiotice s-au axat în principal pe stadiile de internship ale studenților noștri, parteneriate în acest sens, ceea ce însemna foarte mult pentru noi, pentru că, practic, studenții puteau să vadă cum se desfășoară exact un proces tehnologic în domeniul farmaceutic, în acest caz. Bun. La ora actuală se discută peste tot, oriunde te duce, despre inteligența artificială sau, cum plac unora să spună și este termenul cel mai corect, inteligența non-umană. La nivelul Universității Tehnice Gheorghe Asache, există cumva vreun plan de introducere ca și materie la diferite facultăți? De fapt, inteligența non-umană are, cum să vă spun, aplicații la toate facultățile. Da, din start vă spun că mie îmi place inteligența naturală, dar asta e o altă problemă. Dar, da. Bineînțeles că nu toate facultățile
În acest moment se pretează la discipline de această, pentru că nu e specificul lor, cel puțin în acest moment, sau la stadiul la care a ajuns să se dezvolte această inteligență artificială. Dar la Facultate de Automatică și Calculatoare și la Facultate de Electronică există discipline care abordează exact acest subiect. Ba mai mult, la Facultatea de Automatică și Calculatoare există sau se va dezvolta, există pentru că există disciplină, dar se va dezvolta un program de master exact axat pe acest subiect. Aceste aspecte presupun un efort financiar din partea universității sau aproape că vin de la sine? E firesc sau au luat din altă parte banii și se fac? Dezvoltarea programelor de studii pe această zonă, bun, e clar că ele se dezvoltă într-o facultate sau într-un departament care are experiență în acest. Deci nu este cu totul ceva nou pe care să pornești de la zero și să ai nevoie de o infrastructură de la zero. Va fi nevoie, evident, de niște cheltuieli pentru că se dezvoltă laboratoare, dar ele se extind, nu se dezvoltă de la zero, deci efortul financiar este mai redus decât dacă ai pornit de la zero. Dar nu cred că efortul financiar pentru infrastructură e cel mai important, ci resursa umană. Ori noi dispunem de resursa umană pentru disciplinele respective. De ce v-am întrebat aceste lucruri? Pentru că stăteam de vorbă cu diferiți manageri ai spitalelor din Iași care spuneau, dom'le, la ora actuală, avem nevoie de specialiști în IT și avem nevoie și de sprijinul inteligenței non-umane. Ia, specialiști, la Facultatea de Calculatoare și Automatizări, universitatea îi pregătește. Deci vor intra absolvenții și pe un domeniu care nu prea are legătură cu Universitatea Tehnică, cel al medicinei. Nu neapărat, pentru că trebuie să ne gândim că în domeniul medical lucrează foarte mulți ingineri. Avem Facultatea de Bioinginerie, care de fapt este combinația între medicină și inginerie. Bun, dacă trebuie mult mai specializați către zona de inteligență artificială, evident că vor intra în acțiune inginerie pe care îi pregătim noi. Deci nu cred că chiar nu au legătură. Bun, am înțeles că există deocamdată doar la Facultatea de Arhitectură și la Facultatea de Construcții Civile cursuri într-o altă limbă decât cea română, limba engleză. Nu, sunt la mai multe facultăți. La mai multe facultăți avem 9 programe în limba engleză. Am avut și un program în limba franceză la Facultatea de Inginerie Civilă, dar de construcții și instalații, de fapt. Da. Dar n-am avut foarte mulți cursanți. Deci sunt 9 programe. Este adevărat că ele sunt în majoritatea lor, 6 programe sunt la studiile de master, dar nu, avem și la inginerie chimică, avem și la design industrial, avem într-adevăr la construcții și instalații, la automatică și calculatoare, deci avem la mai multe facultăți. Nu cumva chiar aceste... că nu avem la arhitectură, cum spuneați. Nu sunt la arhitectură, nu? Nu cred. Sper să nu greșesc, colegii mei să mă ierte. Bun, dar, dar nu cred. Aceste programe într-o limbă străină nu cumva determină studenții să plece mai ușor în afară în loc să rămână în țara noastră? Că avem sau nu avem programe într-o limbă străină, din punctul acesta de vedere, nu cred că are vreo importanță, pentru că tinerii din ziua de azi cunosc foarte bine limba engleză. O cunosc mai bine decât am cunoscut-o noi în generația noastră, chiar dacă la vremea respectivă aveam cursuri și la liceu și la facultate. Cunosc pentru că sunt alte oportunități, există mediul virtual în care majoritatea este în limba engleză, deci nu asta este problema. Nu absența acestor cursuri într-o limbă străină îi ține în țară, nici pe departe. Dar aceste cursuri într-o limbă străină, în schimb, ne aduc studenți din alte țări. Să nu uităm că la Facultatea de Construcții și Instalații avem 250 de studenți, dacă nu mai mult, anul acesta încă nu s-au încheiat înscrierile, pentru că înscrierile conform regulilor și legii se pot face până la sfârșitul primului semestru, deci avem 250 de studenți din zone non-UE. Și nu mă refer la Republica Moldova. Zone noi, zona Maghrebului, Orientul apropiat, care vin și studiază într-o limbă străină care este engleza. Da, ați spus că studenții, tinerii la ora actuală știu limba engleză. Este perfect adevărat, dar nu cunosc acele noțiuni de specialitate. Ei știu limba engleză vorbită, vorbesc, discută, dar când e vorba de tehnică... Bun, o înveți. Dacă ai baza limba engleză, e mai ușor. Eu am pornit-o invers. Mai întâi am învățat-o în tehnică și după aia engleza vorbită. Așa este. Suntem spre finalul emisiunii și neapărat trebuie să vă întreb să lămurim un aspect. Există o problemă, bine, adusă în partea juridică între Universitatea Tehnică Gheorghe Asache și Universitatea Alexandru Ioan Cuza.
Despre ce este vorba? Vă referiți la recenta sentință în prima instanță a Palatului Universitar. Da, este un proces care a fost demarat în 2019 de către conducerea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. O demarare a procesului, să zicem, într-o manieră neacademică, am aflat de pe Facebook și a doua zi am primit total ilegal, am și acum plicul, o scrisoare de executare silită, fără să existe un proces în care ni se transmitea că trebuie să părăsim corpul de clădire în 5 zile, fără nicio bază legală. Deci este vorba de revendicarea de către conducerea universității de la vremea respectivă a spațiului pe care îl ocupăm noi în corpul de clădire. Bun, în prima instanță, luând în considerare documentele pe care le-am prezentat cele două părți, evident că a respins ca inadmisibilă această solicitare. Aș vrea să vă spun că în 2001 a mai existat un astfel de proces, dar era pe respingerea întabulării noastre și a dreptului de proprietate, iar acum este un proces pe fond, adică de fapt a întabulării noastre, iar acum este un proces pe fond, e pe proprietatea asupra clădirii. Ceea ce trebuie, indiferent care vor fi pașii următori, trebuie să spuse două lucruri, zic eu. În primul rând, Universitatea Tehnică a existat în acel corp de clădire din totdeauna, pentru că noi am făcut parte din Universitatea Ieșană. Nu exista Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cum greșit se spune, corpul a fost din 1920 a Universității Alexandru. Nu exista denumirea de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Era Universitatea Ieșană. Noi am făcut parte în acele spații de la constituirea Universității Ieșene, iar apoi în 1937, când am devenit Politehnica Ieșană de sine stătătoare, practic nu am aterizat pe acele spații, ci noi am fost acolo. Exact. Și în al doilea rând, regret faptul că acest proces a creat la nivelul conducerii uneia dintre cele două universități, dacă o spun eu, e clar că nu la nivelul nostru, o ruptură în relațiile cu conducerea celelalte universități. Adică, din păcate, au fost afectate grav unilateral relațiile dintre universități. Noi am încercat să le menținem normale cât am putut, nu numai cu conducerea, ci parteneriatele cu colegii noștri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, participarea în comisii de doctorat, de promovări și în alte tipuri de comisii, ceea ce din partea cealaltă ne-au fost blocate. Dar relațiile actuale cu noua conducere a universității sunt normale, au redevenit firești, efectiv normale. Chiar am o relație de prietenie cu domnul rector Maha. Ce vor decide și cum vom considera în continuare că reprezintă interesul universităților depinde de dumnealor. Noi suntem deschiși la orice formă de colaborare. Dacă am putea stinge acest litigiu, pentru că știm cu toții, un litigiu înseamnă blocarea fondurilor exact pentru reabilitare. Și nu trebuie să uităm un lucru. În acel corp de clădire care este revendicat acum și care are fondurile blocate, nu există numai facultatea de electronică, ci există și facultatea de chimie al Universității Alexandru Ioan Cuza, care într-adevăr stă în regim de comodat de 30 de ani în spațiile noastre, dar care va rămâne acolo în spațiile noastre și nici ei nu pot beneficia de aceste fonduri. Da. Este cât se poate de clar. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și succes și pe viitor. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Ați văzut ce înseamnă, care este rolul Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași, nu numai în economia locală, pentru că o să vedeți, vorbiți cu foarte mulți specialiști din diferite domenii și vor spune că am terminat o facultate din cadrul Universității Tehnice, dar vorbim de specialiști din municipiul Iași, din județul Iași, dar este vorba despre o implicare în ceea ce privește economia națională și internațională. Da, domnul rector nu a vrut să spună, dar eu cunosc absolvenții ai facultăților care sunt acum și prin Statele Unite ale Americii și prin Canada, lucrează și la firme de prestigiu și care se mândresc cu faptul că au terminat cursurile unei facultăți din cadrul Universității Tehnice. Cât despre litigiu cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, să dea domnul să se termine foarte repede și să nu mai auzim de astfel de probleme. Până data viitoare, cele bune! La revedere!